Ca și în copilăria adulților, de peste 50 de ani de astăzi petrec cei circa 200 de copii cuprinși în grupul de vară de la Șișești. În această săptămână ei participă la diverse activități recreative în comuna maramureșană, acestea fiind susținute financiar de primăria Șișești. A fost o idee bună că în perioada vacanței, mai ales acum cum copiii stau numai pe calculator, să aibă o activitate educativă totuși și în coordonarea unor, să zicem noi, specialiști chiar în aceste activități. Este pentru al 20-lea an în care sunt organizate astfel de activități la Șișești. La grupul de vară de la Șișești sunt copii din diferite medii sociale. Sunt în primul rând copiii comunității din Șișești, sunt copiii centrului de zi Casa Zâmbetelor a Fundației Sacro Cuore, sunt copii care vin din Baia Sprie, sunt copii care vin din diferite sate din în împrejurimea Șișeștului. Scopul este acela de a-i ajuta pe copii să lege prietenii, să interrelaționeze pozitiv și să descopere că împărtășim aceleași valori. Sunt o mulțime de concursuri sportive, în mod special renunțăm la calculator, laptop și alte telefoane și alte surse moderne, dar suntem moderni în continuare, folosim toate sursele moderne pentru a ne strânge, pentru a ne bucura. Cântăm, dansăm, sunt bansuri. Copiii sunt încântați de ce fac în aceste zile, mai ales că activitățile sunt foarte diverse. Ne-am jucat, am dansat și mi-am făcut prieteni. Cât de importante sunt pentru tine aceste activități? Iată, este vacanța deja. Foarte mult. Am dansat, ne-am jucat, mi-am făcut prieteni noi. Am concurat contra alte echipe. E mai bine ca la școală? Da. Elevii participă la activități pe durata întregii săptămâni.